Fiindcă tot vorbesc de proiecte, o ultimă remarcă aș dori să fac vis-a-vis de trei proiecte importante pentru comunitatea dumneavoastră. Este vorba, în primul rând, de anvelopare spitalului municipal. El este în evaluare tehnică și financiară. Este un proiect de aproape 30 de milioane de lei valoare totală, din care contribuția municipiului este foarte mare, ceea ce pentru noi este un semn important al necesității cultivului în comunitate și cu atât mai mult este de apreciat. Suntem convinși că în trimestrul al patrulea, în cel care urmează, vom fi în stare să semnăm și acest contract și un motiv în plus să revenim cu drag în municipiul Gâmbi. De asemenea, mai sunt două proiecte importante, chiar dacă de valori mai mici. Este vorba de clădirile rezidențiale, un proiect de 700.000 de lei, tot anvelopare. Contractul este deja trimis la autoritatea de management și așteptăm să revină semnat. Și cel de-al doilea, puțin mai mare, de 3 milioane de lei, care este încă în evaluare tehnică și financiară. Așteptăm în continuare proiecte de la dumneavoastră, așteptăm AXA 13. Sunt convins că aveți și în AXA 13 ceva proiecte pe care să le depuneți la agenție. Poate pe AXA 10 încă se mai pot depune pe infrastructură pe educație. Aveți deja. Da, aici avem 700%, aproape 100% e cererea. Sperăm să finanțăm cât mai multe din ele. Noi vom încerca să facem niște realocări, niște mișcări de fonduri între axe în Consiliul de Dezvoltare, fiindcă axa de educație este una dintre cele mai solicitate axe din program.